Casa Județeară de Asigurări de Sănătate Sălaj a solicitat ieri Ministrului Sănătății să crească de la 5 la 14% procentul de contractare ce revine unităților spitalice și private din Sălaj. Potrivit președintelui director general Marius Stăutu, această creștere ar însemna ca, de la 52 de paturi câte ar putea fi contractate, conform noilor reglementări, de cele două spitale private din județ, numărul de paturi contractabile se ajungă la 150. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate a prins curaj după ce săptămâna aceasta a primit un răspuns favorabil din partea Ministerului Sănătății, la un memoriu prin care autoritățile sanitare sălăjene cereau creșterea numărului de paturi contractabile la nivelul județului de la 1044 la 1064. Potrivit doctorului Tăutu, dacă majoritatea procentului de contractare pentru cele două spitale private va fi aprobată, Centrul de recuperare, îngrijire și tratament acasă ar urma să încheie contract pentru toate cele 120 de paturi autorizate, adică mai mult cu 20 de paturi contractate față de momentul actual, iar Policlinica Salvosancio Banca ar primi 30 de paturi contractabile, mai puțin cu 20 decât în prezent. Dacă nu se aprobă, cele două instituții ar avea împreună 52 de paturi contractabilă, ceea ce ar însemna cel puțin în cazul centrului acasă drumul către faliment. Autoritățile sălăjene par însă decise să susțină până în pânzele albe creșterea finanțării pentru spitalele private. În acest sens, prefectul județului Ionel Ciunt i-a invitat astăzi pe reprezentanții Fundației Acasă la sediul instituției prefectului pentru a discuta despre inițiativele întreprinse de către instituția prefectului, Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sănătate, în vederea reducerii timpului de așteptare pentru accesarea a serviciilor medicale oferite de către această unitate. La această întâlnire au participat John Kanekas, președintele Fundației Acasă, Joseph Samperman, directorul Consiliului Director al Fundației Acasă, directorul Centrului Acasă Leontim Băpțan și președintele Casei de Asigurări de Sănătate Sălaș, doctorul Marius Tăutu.